trebuie să dăm dovadă de solidaritate, trebuie să ne unim forțele pentru a ajuta cât mai mulți oameni dintre cei afectați. Așa, prietenii mei a decedat, au scos de sub dărâmături, iar aseară, destul de târziu, am primit un mesaj, era un alt coleg de-al meu, un fost coleg de-al meu, era sub dărâmături și l-au scos în viață. În ce localitate? În Adăiaman și eu am încercat să-l sun ieri, am încercat să-i sun pe toți colegii mei care sunt în aceste zone. Știți foarte bine că mai ales Turcia este afectată, sunt 10 regiuni afectate din Turcia. Având în vedere că am studiat și acolo, am încercat să iau legătura cu colegii mei, cu prietenii lor. Noi avem și un grup cu absolvenții, știți că au plecat foarte multe donații din Edirne, către, din celelalte județe ale Turciei, către aceste zone. De la noi, din ce am vorbit ieri cu ambasadorul, cu domnul ambasador al Turciei și cu domnul consul, sunt centre de colectare, bineînțeles în Constanța este la o societate comercială, la sediul societăți comerciale și la București se organizează dumneavoastră tot împreună cu oamenii de afaceri turci. Și când este planul să fie dus aici? Bineînțeles, închipuiți-vă, odată ce le vom avea, le vom duce imediat. Și acum așteptăm și noi să vedem cum ne vom mobiliza. Să știți că am fost contactat și de prieteni români care ne-au cerut contul sau prin intermediar și vor să ajute popoarele care sunt în suferință.